De seara. Ne puteți spune, vă rog, când ați aflat că bebelușul dumneavoastră este infectat? Astăzi am aflat că rezultatul bebelușului meu este pozitiv, dar bineînțeles nu de la cei de la DSP. Am aflat din alte surse rezultatul bebelușului meu și rezultatul meu. Până în clipa de față nu am fost sunat nici măcar o dată de cei de la DSP pentru a mi se da un rezultat, ori al meu, ori cel al bebelușului. Deci dumneavoastră ați aflat despre acest rezultat de la televizor, ca să zic așa? Am văzut și la televizor și am fost informată și dintr-o altă sursă. Doamnă, când ați plecat din spital, când ați fost externată? Joi în jurul orei 17. Joi în jurul orei 17 și, practic, în seara aceasta ați aflat. Bebelușul dumneavoastră, da, cum se simte? Vreo simptomă? Nu are nicio simptomă. Eu de când am venit acasă, am intrat în autoizolare și eu și soțul meu. Ne luăm temperatura și nouă și bebelușului. Nu avem niciun simptom, dar e deranjant pentru că cei de la DSP nu ne anunță. Adică trebuie să aflăm noi din alte surse niște rezultate care ar trebui să ni le ofere cei de la DSP. Din informațiile pe care le aveți, cum credeți că s-a întâmplat această infectare a bebelușilor? De la asistente, din câte înțelegem, nu? Cel mai probabil, da, de la asistente. Pentru că, din ce știu eu, mămicile sunt toate negative. Deci, cel mai probabil, da, de la asistente. E de sâmbătă, de când m-am internat. Doar de luni am început să văd că se poartă măști. Deci, până luni nu a purtat nimeni nicio mască. Abia miercuri ne-au oferit și nouă măști. Miercuri am fost testate în jurul orei 22 și noi și bebelușii. Miercuri și joi, ce pot să vă zic? Pentru niște mămici să li se ofere la prânz un iaurt, iar la cină un corn cu un mini unt și un ou fiert sau posibilitatea de a alege un corn cu o felie de parizer, rămâne să spune și noi asta, nu e ok. Adică o mămică are nevoie de hrană pentru a face lăptic pentru bebelușul ei. Fără joi s-a început curățenia în maternitate, mi s-au dat bebelușii în salon, au stat cu noi, erau mămici care nu aveau lapte. Bebelușii aceia nu au primit mâncare. Timp de 5 ore nu li s-a oferit mâncare. S-au pus mămicile la asistente să ceară lapte praf și biberoane pentru a le hrăni ele. Nu li s-a oferit. În cele din urmă au fost luat bebelușii și au fost hrăniți. Dar am trăit 2 zile un film de groază. Deci nu...